Mirela Vaida, prima reacție după ce Antoanela i-a spart mașina. În momentul când se afla în transmisiune directă, colegii Mirelei Vaida au anunțat-o că mașina sa electrică, pe care o avea la încărcat în spatele clădirii unde lucrează, a fost distrusă cu bolovani de către Antoanela. Mirela Vaida s-a arătat dezgustată de faptul că a fost pusă, pentru a doua oară, într-o situație periculoasă în spatele căreia a stat agresoarea Antoanela. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a făcut apel public către autoritățile statului să ia măsuri pentru că ea nu se mai simte în siguranță. Prezentatoarea TV a trecut din nou prin momente grele și asta pentru că agresoarea Antoanela a apărut din nou în peisaj, de această dată atacându-i mașina. Vestea zilei despre Mirela Vaida. Anunțul cumplit venit chiar acum. După ce Antoanela a atacat-o pe platourile de filmare cu bolovani, femeia respectivă a vandalizat și mașina personală a Mirelei Vaida. Profund dezamăgită de autoritățile statului, prezentatoarea TV a oferit noi detalii despre incidentul respectiv. Mirela Vaida, prima reacție după ce Antoanela i-a spart mașina, prezentatoarea TV a rămas fără cuvinte, însă și-a adunat toate puterile și a făcut câteva declarații, arătându-se nemulțumită de faptul că autoritățile nu au luat niciun fel de măsură. De această dată, prezentatoarea TV a precizat că avocatul Adrian Cuculis o va reprezenta în fața justiției, specificând din nou că este dezamăgită de faptul că autoritățile nu iau măsuri, motiv pentru care nu se simte în siguranță. Cui să mă adresez să pot să merg în liniște pe stradă? E clar că amândouă libere nu putem să fim. Că un ajunge cu un bolovan în cap și de cele mai multe ori sunt eu aia, vreau doar să merg liniștită pe stradă cu copiii mei, fără să-mi iau un bolovan în cap. Amintim faptul că mașina personală a Mirelei Vaida a fost vandalizată cu puțin timp în urmă de către aceeași femeie care a atacat-o cu bolovani în platourile de filmare. În momentul când se afla în transmisiune directă, colegii ei au anunțat-o că mașina sa electrică, pe care a lăsat-o atunci la încărcat, a fost distrusă cu bolovan de către Antoanela. Paznicul de la studiourile de televiziune a mărturisit că a văzut-o pe aceeași femeie misterioasă cum i-a spart parbrizul mașinii. Domnul avocat Adrian Cuculis se va căuta și de ceea ce mi s-a întâmplat mie alaltăieri, cu prietena mea liberă pe străzi, care distruge tot ce găsește în cale. Domnul avocat mă va reprezenta din nou în fața justiției. Pare că n-am mai fost, că am fost degeaba. Frică nu mai e, e doar saturație, exasperare. Frica și șocul de anul trecut s-au transformat într-o luptă, lupta care nu e cu o nebună, ci cu statul român, a declarat recent Mirela Vaida. Mirela Vaida, furioasă pe autorități, dacă mor, o să faceți ceva. Dragă stat român, la cine să mai fac apel ca o femeie bolnavă să fie închisă? Închideți-o dralui pe nebuna asta, că dacă ies eu să-mi fac dreptate, pe mine mă închideți. Dacă mor, o să faceți ceva. Amintim faptul că mașina personală a Mirelei Vaida a fost vandalizată cu puțin timp în urmă de către aceeași femeie care a atacat-o cu bolovani în platourile de filmare. În momentul când se afla în transmisiune directă, colegii ei au anunțat-o că mașina sa electrică, pe care a lăsat-o atunci la încărcat, a fost distrusă cu bolovan de către Antoanela. Paznicul de la studiourile de televiziune a mărturisit că a văzut-o pe aceeași femeie misterioasă cum i-a spart parbrizul mașinii. Mi se face greață. Îmi este scârbă. Cui să mă adresez să pot să merg în liniște pe stradă? E clar că amândouă libere nu putem să fim. Că un ajunge cu un bolovan în cap și de cele mai multe ori sunt eu aia. Vreau doar să merg liniștită pe stradă cu copiii mei, fără să-mi iau un bolovan în cap, a spus atunci Mirela Vaida. Din fericire, paznicul respectiv a reușit să intervină rapid și automobilul nu a fost distrus complet. De asemenea, chiar dacă a fost anunțată imediat poliția, până au ajuns polițiștii, atacatoarea a dispărut. Mirela Vaida a fost disperată și în același timp furioasă pe autoritățile statului pentru că nu au luat măsuri ca femeia respectivă să nu mai fie lăsată să umble liberă pe stradă. Antena 1, lovitură fatală pentru ProTV. Ce se întâmplă cu emisiunea Survivor România?
Este oficial, fanii Survivor România așteaptă cu nerăbdare un nou sezon al reality show-ului care a depășit toate recordurile de audiență, însă acesta nu va începe prea curând. Mulți se întreabă pe ce canal va fi difuzat, ținând cont că a început la Canal D și a continuat la Pro TV. Să urmeze Antena 1. Ei bine, nu. Va fi tot pe Pro TV, însă abia din luna ianuarie a anului viitor. Și tot atunci se pare că va fi difuzat și noul sezon Asia Express, denumit America Express acum. În toamnă, cei de la Antena 1 mizează pe Cheflacuțite, prezentat de Gina Pistol, care va avea concurență de la Pro TV, un alt reality show produs în colaborare cu Acun Media, Sunt Celebru, Scoate-mă de aici. Antena 1 vrea să îngroape Pro TV, așadar Survivor România va concura cu Asia Express, America Express. Anunțul a fost făcut de contul de Instagram, Viperele Vesele, care primește de fiecare dată informații de la surse din interior, foarte bine documentate. Și totul s-a adeverit. Așadar, în mod cert, așa se va întâmpla și acum. Concurența va fi foarte mare. Antena 1 speră să rupă din publicul Pro TV, care a dominat autoritar piața. Practic, celelalte posturi nu au contat deloc în lupta pentru supremație cât timp au fost difuzate producțiile Survivor România, Românii au talent și Las fierbinți. Cifrele de audiență au fost duble și chiar triple. Canal de amizat pe telenovelele turcești care au atras un public numeros, dar mult mai puțin bani decât se întâmplă în cazul unor emisiuni de genul celor difuzate de Pro TV sau Antena 1. Reamintim că, acum o săptămână, Elena Chiriac a fost invitată la Virgin Radio, unde a vorbit despre bărbăția colegilor ei din tribul faimoșilor și despre factorii enunțați de TJ Miles anterior, care i-ar fi împiedicat să se gândească la instinctele lor primare. TJ Miles vrea să participe la America Express, pofta de adrenalină nu i-a dispărut, motiv pentru care TJ Miles a explicat că ar accepta oricând provocarea de a participa la America Express. Lupta cu mâncarea a fost cel mai greu lucru pentru mine. A meritat totul prin ce am trecut, tot chinul, toată ploaia, tot ce am făcut la Survivor a fost meant to be și a meritat să o fac. Dacă aș mai face-o încă o dată. Să fiu sincer, nu știu, nu sunt sigur, deja am făcut-o, vreau să fac lucruri noi. Vreau să fac America Express Next, a mai completat îndrăgitul vlogger pentru sursa citată. Ce a putut spune TJ Miles despre bărbăția lui după Survivor România? Confirmă tot ce credeau fanii lui că se întâmplă pe insulă. TJ Miles a reacționat la declarațiile făcute de Elena Chiriac privind bărbăția concurenților de la Survivor România 2022. Faimosul vlogger a câștigat 36.000 de euro în urma participării sale la competiția din Republica Dominicană și se gândește să meargă și la America Express. Ce spune TJ Miles despre bărbația sa? Motivul pentru care TJ Miles nu s-a gândit la o apropiere intimă față de colegele sale de la Survivor 2022. Pe parcursul celor 5 luni de Survivor România 2022 au circulat diferite zvonuri potrivit cărora TJ Miles s-ar fi apropiat mai mult de colegele sale din junglă, Alexandra Dul și Laura Giurcanu. Ei bine, vloggerul a clarificat situația spunând că oboseala, probele extenuante, trasele dificile și lipsa hranei l-au făcut să uite de poftele carnale și să se concentreze pe lucruri mai importante. Instinctul de băiat n-a mai fost. Din cauza că nu aveam energie să mă gândesc la asta. Toată energia mea din corp era pentru supraviețuire. De câte ori aveam o recompensă și mâncam, derupeam, poate se ridica noaptea, nu îmi aduc aminte. Dar când m-am întors în România, n-am pierdut timpul degeaba și am recuperat timpul pierdut, nu degeaba. Nici nu mă uitam la fete cum m-aș uita într-un concept normal. Am văzut că foamea și lipsa de mâncare nu te mai fac să te gândești la sex niciodată. Asta a fost o chestie pe care a trebuit să o experimentez. Apreciez mult mai mult sexul acum, apreciez totul. De la sex, mâncare, tot ce am, apreciez, sunt recunoscător, a declarat TJ Miles, în exclusivitate pentru CanCan. Să vedem mireasa, mama Geta nu s-a putut abține. A făcut anunțul alături de fiica ei cea mică, mama Geta, și fiica sa cea mică, Geta Sterp, au făcut un anunț neașteptat pe Instagram, mama lui Culiță Sterp este iubită și apreciată de foarte multă lume, drept dovadă stă chiar numărul de fani de pe Instagram, care o urmăresc mereu, la fiecare pas. Ei bine, la rândul său, mama Geta îi răsplătește pe urmăritorii din mediul online, ținându-i la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia momentele frumoase.
Așa s-a întâmplat și recent, căci direct din mașină, acolo unde se afla alături de fiica sa cea mică, Geta, mama fraților Sterp a făcut un anunț neașteptat, spunându-le fanilor că ea și fata sa merg să vadă mireasa. Mama Geta și fiica sa au mers la o nuntă. Mama Geta și fiica sa cea mică, Geta Sterp, s-au pregătit intens, căci au fost invitate la o nuntă, iar direct din mașină, în timp ce se îndreptau spre fericitul eveniment, mama fraților Sterp i-a anunțat pe urmăritorii de pe rețeaua de socializare că merge să vadă mireasa ei bine. Mama Geta a precizat pentru fanii din mediul online că este vorba despre prietena fiicei sale, care urmează să se căsătorească. Mama Geta și am plecat. Ghiciți! Geta Sterp, nu cred că se aude. Mama Geta salută prietenii de pe Instagram. Geta Sterp, bună dragilor! Mama Geta, vă pupăm! Haideți să vedem mireasa, au spus cele două, în timp ce se îndreptau spre nuntă, pe Instagram, cadoul pe care mama Geta i l-a făcut nepotului său, Milan, în urmă cu două zile, fiul lui Culiță Sterp, Milan, a împlinit un an, iar această zi specială nu avea cum să fie trecută cu vederea de către părinții săi, așa că aceștia au organizat o petrecere la un restaurant, în Hațeg. De asemenea, bunica micuțului, respectiv mama Geta, a făcut o dezvăluire pentru WOBiz, spunând ce cadou a pregătit pentru nepoțelul său. Mai precis, mama fraților Sterp a explicat că nu se pricepe foarte bine la cadouri, așa că i-a oferit în dar lui Milan o sumă de bani. Am tăiat miei la proțap, facem mâncare tradițională și vom petrece aici în Hațeg la un restaurant. Eu o să-i duc o sumă de bani că eu nu prea le am cu cadourile, îmi i-au făcut copiii cadouri, dar eu nu prea știu ce trebuie neapărat, așa că întotdeauna m-am dus și le-am dat bani, iar cu banii știu ei ce să-și cumpere.